seara, bună seara! Vă mulțumesc că ați venit în număr atât de mare la acest show la mine în casă. Ce să zic despre mine? Eu sunt Andrei Cădărean. Poate unii din voi m-ați mai văzut pe la Umor, alții poate mă știți de la Mega Image. Sunt foarte cunoscut. Ideea e că am apărut acum, nu știu, jumătate de an deja, cred că, la Ai Umor și țin minte că imediat după ce fusesem difuzat la emisiune cu o seară înainte, a doua zi când am ieșit afară, stăteam în stația de autobuz, când văd spre mine venind cu foarte mare bucurie, așa, un băiat de vreo 14 ani și țin minte că a venit foarte decis așa la mine și mi-a zis, sunteți cumva ăla controlor? I-am zis că da și l-am mandat cu 50 de lei. Vreau să zic puțin despre mama mea, nu știu dacă voi păziți chestia asta, dar mie mi-e foarte greu să vorbesc cu mama despre sex. Mai ales în timp ce facem. Prea dur, scuze. Vă zic puțin despre tatăl meu. Eu și cu tatăl meu avem un singur lucru în comun. Faptul că nu ne cunoaștem. Ce să mai zic despre mine? Pe mine mă cheamă... Eu am două prenume, să zic așa, Andrei Dan. Dar, sincer, mi-ar plăcea să mă cheamă ca pe un prieten de-al meu din copilărie, pe care îl chema Liviu Dan. În momentul ăla m-aș muta în America. Mi-aș face iubit acolo. Și la prima chestie la care m-ar supăra ea, m-aș despărți de ea și ea zice, honey, I'm gonna leave you, I'm done. Vreau să zic că mie îmi place foarte mult să-mi cumpăr și lucruri. De exemplu, mi-am cumpărat recent o mașină de falsificat banote, care vă jur că face toți banii. Nu știu acțele, doamne și doamnelor, de unde stați vor, dar eu sunt relativ gras. Bine, era mai gras prima dată când am scris gluma asta, dar e... Sincer, mi-am dat seama că e problemă să fii gras, pentru că eu am la muncă o colegă care are 180 de kilograme, e atât de grasă, încât nu mai încape în cercul de prieteni. Dar după trebuie să fac ceva ca să slăbesc, așa că am început să fac sport alături de prietena mea în parc. Și de când facem sport, prietena mea suferă de boală foarte rară, practic are ciclu de două ori pe lună, e biciclistă. Vreau să zic că în curând voi avea o ocazie foarte mișto, voi ține niște interviuri într-un penitenciar și chiar m-am pregătit niște întrebări pentru deținuții de acolo, dar am zis să nu mă duc direct cu ele așa la ei, le testez întâi pe voi să nu mă fac de căcat acolo, mă fac de căcat aici. Prima întrebare ar fi cea genul și ce o place să faceți în timpul liber? Credeți că cei care au scăpat de aici până acum au avut pile? Eu cred că da. Vreau să zic că acum câteva zile am pierdut autobuzul și jobul de șofer. Eu am și un prieten homosexual și chiar l-am întrebat recent de când și-a dat seama că e așa. El mi-a zis că e străgea din copilărie. Nu știu dacă știrea asta era o știre la PNET sau la televizor, am văzut-o. Zicea că un club de leproși a fost acuzat de misoginism pentru că nu acceptau membre. Vreau să zic că i-am zis gluma asta unui prieten leproș și vă jur că efectiv i-a picat fața. Nu știu dacă mai știți, dar acum câțiva ani, vreo 10 ani, era un mare cântăresc la noi în țară. Se numea Domnul Problemă. Știți cumva de ce nu mai cântă Domnul Problemă? Pentru că și-a rezolvat-o. Vreau să zic și puțin și despre cea mai mare veție pe care am avut-o odată. Știți momentul ăla când ieși în oraș și cu băieți așa și bei nu una, nu trei, nu cinci, nu șapte, ci două beri și te faci praf. Ideea e că mi-am dat seama că e o idee foarte proastă după ce te faci relativ praf să mergi înapoi pe jos acasă, mai ales dacă ai mai mult de jumătate de oră de mers. Eu așa am făcut atunci după ce am băut alea două beri și am băut practic dublu față de cât beam eu de obicei. Țin minte că am mers pe jos și am început să dau obiectelor din jurul meu întrebuințări diferite. De exemplu, am trecut pe lângă un gar și un câine, așa că m-am pișat pe gar și m-am șters de câine. Vreau să zic puțin și despre prietena mea. Prietena mea îi place foarte mult să trăiască în trecut. Sincer, n-am mai fost în 2010. Bine, glumesc, ei și mă susține în seara asta. Tocmai mi-am aminte că aveam și o glumă despre animale. Nu-i așa, pui? Bă, bine, glumesc cu prietena. Eu chiar sunt împreună cu ea de vreo 10-11 ani și, bă, e greu. După ce stai aproape cu persoana, e greu. De exemplu, mi-e foarte greu în altuia să luăm cadouri de Crăciun. De exemplu, Crăciunul ăsta am zis să facem altceva, că deja era al 11-lea an. Și am zis, hai să ne notăm pe niște bilețele, cam niște idei cam cu ce am vrea să primim. Nu neapărat cadou în sine, dar așa, un hint, un indiciu. Și vedeți ce mi-a scris, vedeți ce mi-a zis prietena mea. Mi-a zis că aș vrea să primesc ceva clasic, dar care să fie și în același timp modern. Și până la urmă am luat o ață de cusut wireless.
am vrut cu cadou ăsta. Și mai ce mai e greu așa în relație? Ce mai e greu așa în relație? Ce am văzut eu? Să te ascunde. Ce mai e greu în relații e, de exemplu, că trebuie să iei decizii împreună cu cealaltă persoană cu care ești în relație. Nu poți să faci ce vrei tu să vină persoana alta după tine sau invers. Nu e ok. Așa că trebuie să ajungem la un comun acord să decidem împreună. De exemplu, acum două săptămâni s-a întâmplat. Țin minte că m-a întrebat prietena mea și Andrei, ce vrei să facem weekendul ăsta? Și am zis, hai să mergem la cinema, la un film. Și asta câteva secunde și după mi-a zis, nu mai bine facem ce vreau eu? Și am zis, bă, da, nu știu, până la mine la chestia asta, eu vreau scuze, normal. Și până la m-am stat acasă și am cusut. Bă, ideea e că na, eu ce mai am probleme așa cu prietena, că ei place foarte mult să laude de cum a reușit să mă schimbe de când ne cunoaștem. De exemplu, chiar acum au zis două, țin minte că îmi zicea când stăteam la masă, Andrei, mai țin minte cum mâncai prima dată când te-am cunoscut? Și am întrebat-o, cum? Liniștit? Eram foarte liniștit înainte. Bă, eu mă plâng, dar sincer, e ok, că dacă n-aș avea prieten, ar trebui să ies seara în oraș și știți cum e, corona, discotecă sau în cluburi, ar trebui să merg, cum se numesc în ziua de azi. Păi, ideea e că când merg la petrecere, sincer, eu sunt sufletul petrecerii, în sensul că nu prea sunt prezent fizic. Vreau să zic că am citit recent o carte foarte interesantă, se numește Istoria Gastronomiei. Am aflat foarte multe lucruri faine din cartea asta. De exemplu, am aflat faptul că Nostradamus consuma multe ciuperci. Salata preferată a lui Van Gogh e salată de curechi. Iar Dana Budeanu mânca foarte mult rahat. Așa că voi v-ați plătit chestia să ne erați mici. Pe la 5-6 ani, țin minte că stăteam la bloc și discutam între noi și era cea mai mare teamă când eram de mici, era să nu te lovești la tâmplă, pentru că s-ar putea să murim. Și normal că tot ziua am lovit la tâmplă, am speriat foarte tare, țin minte că eram în casă și am mers efectiv cu ochii în lacrimi la mama mea și i-am zis, tu mă, de urgență l-am întâmplat. Vreau să zic, acum câteva zile m-am trezit cu cineva bătând la ușă și am mers să deschid ușa, spre surprinderea mea, în fața ușii stătea Iisus Hristos. Și am zis, hai nu, tu Iisus, ce faci? Și am zis, bă, lasă-ți geaca în cuier. Și am întrebat, a, am văzut că era și eu geacă mișto. Și am întrebat, bă, de unde ai luat geaca? Și mi-a zis că a primit-o cadou de la taică-s-o. Ok. După ce a lăsat-o jos, am zis, hai, stai, te rog, ia un loc la masă, poți să te servezi cu ceva, o bere, un suc. Și el mi-a zis, tu dă drumul la robine că mă descurc eu. După asta și-a tot vorbit ore în șir, îmi tot zicea de cum e, cât de greu era lui în tinerețe, pentru că lucra ca tâmplar și ci călduteau de multe ori afară, pe motiv că făcea o treabă de mântuială. Mă rog, după câteva ori a zis el că trebuie să meargă până, urce până sus și vine mai încolo. Și când să plece, a mers să-și ia geaca și a rămas cu mâna blocată în cuier.